vine asta, Mona? Și cu Nikos, și cu tatălui Nikos. Adică tu ai avut o relație cu ambii și tu în emisiune nești că ai avut relație cu ei. Cei sunt poze concrete. Urât, 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 din cât am înțeles, are și relația acasă. Acum să vedem dacă se oferă cineva care să vă am înțeles că trebuia să danseze nu știu unde și acum 2 luni de zile că nu mai vine la job pentru că are bărbat. Bărbat în 2 luni nu după are nu cu mai George? Este după nu, adică acum pe bune da, dar cred că mai are și pe cineva acasă sau nu știu, nu-mi dau seama, nu pot să-mi dau seama. Lavinia. Măi, dar câți concurenți au fost care au avut iubite acasă, care au avut neveste gravide acasă? Bă, nu știu, dar Mona asta e nu o fată rea, e o fată drăguță, dar îmi dă impresia că joacă teatru foarte, foarte bine. Că da, era atât de chemată la Căutarea Adevărului, pentru că juca teatru foarte bine. În Căutarea Adevărului, Mona a fost în 500 de episoade din 300, adică 200 plus și alea care n-or să apară. Dar să apară mai târziu. Am înțeles că a fost și Nikos într-un episod. Da, am văzut, deci chiar acum, înainte să filmăm, am văzut că a fost și el într-un episod. Bă, nu știu, nu m-am uitat, chiar vreau să mă uit să râd. Alexandra, da, Adriana, Mona, Nikos, bă, ce surprize mai avem. Da, nu știu, haideți să vă spunem pe scurt care sunt subiectele și despre ce vorbim în vlogul de astăzi. După numărăm și intrăm, da, în forță. Deci vom vorbi despre acest scandal mediatic, să-i spunem așa, în care Mona a avut relații și cu tatăl lui Nikos și cu Nikos, foarte dubios. Aceștia au fost surprinși, Mona cu tatăl lui Nikos în centrul vechi, bam, bam. Mai avem niște poze în care Mona este atinsă de Nikos. Nu știu, ca fată, eu nu aș lăsa să mă atingă cineva în anumite zone, mai ales când îmi e prieten. Adică ca prieten, păi mâna, ei, ei, WhatsApp, dar niciodată să mă atingi pe picioare sau astea. Sau să deja... fii, sau la piscină poza aia când era ea fără nu, să fie. Aia nu este o poză. Stai un pic, o să vedeți pe Instagram unde ea și în oficial 2 după vlog. Da. Este o poză în care ea nu avea sutien și el o ținea așa în brațe. Da, adică... adică se lipeau de el. Adică prietenii mei nu mă cunosc așa și nu mi-aș dori ca, nu știu, nu aș lăsa niciodată loc de interpretări. Niciodată nu mi-aș lăsa un prieten băiat să mă atingă în anumite zone unde ar trebui să mă atingă soțul meu, iubitul meu, partener meu de viață. Dar din câte am înțeles, Nikos și tatălui au făcut un live în care au denigrat, au făcut o praf pe Mona. Bă, stai puțin, da, da, o să vorbim și despre live-ul ăsta pentru că a făcut niște afirmații foarte interesante Giovanni, așa-l cheamă pe tatălui Nikos. Vom vorbi și despre ce au făcut aceștia zilele următoare în emisiune, pentru că s-au certat, au ieșit live-ele, mai bine zis, niște mesaje dintre Alexandra și Gabi. Se pare că aceasta îl așteaptă în emisiune și dă mesaje cu hai cât mai stau, mă rog, o să vă citim imediat mesajele. Dar știi ce mai este foarte? Da, o să discutăm pe vlog. Hai, Nikos, Gabi! Dar pe cine vrei, Alexandra? Nu mai înțeleg. Dar mai lasă și la restul, frate, că mai sunt fete în casa aia. Nu-i lua tu pe toți acum. Eu știu că-ți plac băieții mult, da? Băi, știți care faza? Am înțeles că David și cu Bianca Comăniști se cunosc. Pe parcursul vlogului o să punem o poză cu David și cu Bianca când Bianca era blondă. Adică se cunosc dinainte să fie Bianca Comăniști vedetă. Doi concurenți din Casa Puterea Dragostei și-au oficializat relația. O să aflați imediat despre cine este vorba. Felicitări, mă bucur. Scrieți în comentarii cine credeți că și-a oficializat. În afară de cuplul Mona, George, Nikos, Alexandra. Și mai este și încă un viitor cuplu. O să vă spun despre cine e vorba. Se bat pentru banii și 2500 de euro tot, da, cred. Da, pentru că mai este o săptămână și trebuie să afle cine câștigă. Oare cine a câștigat? Mona, George sau Nikos și Alexandra? Stai un pic, că din câte am înțeles, Bianca, concurenta nouă, a pus ochii pe Cristian. Dar colegii îi spun că este la manevră ca să câștige și ea niște bănuți. Wow, mai avem pe aici Mariana, în sfârșit s-a apropiat și ea de un băiat. O să vă spun despre cine este vorba. Nici mie nu-mi vine să cred. Scrieți în comentarii despre cine credeți că este vorba. Deci nu rămâne șocați, vă jur, n-are logică. Așa, și vom vorbi și despre infidelitatea Alexandrei și cum a reacționat Nikos când a aflat de aceste mesaje. Toți băieții ăștia pe care încearcă ea să-i combine. Eu cred că Nikos și Alexandra se potrivesc, pentru că faci să merge cu băieți, cu da, deci... Mă rog, în fine, haideți să numărăm până la 5, să dăm share pe Facebook, like și coment. Toate dovezile din vlogul de astăzi, adică acele poze de la pe acolo, de pe acolo, așa, le găsiți pe Instagramul Reașina Oficial 2 la story. Trebuie neapărat să intrați după vlog și aveți în partea de jos în descriere dieta prin care noi am slăbit peste 13 kg. Hai să numărăm acum, nu uitați de like, un share pe Facebook, multe comentarii în partea de jos și hashtag ne mascăm mincinoșii. Băi, Tina, vreau să zic și eu acum ceva pe vlog, pe bune, că îmi stă pe suflet. Avem mai multă energie când era mai grasă. Adevărat? Da, adică când eram grasă și mâncam mult, adică chiar acum 13 kg. Noi vorbim... Acum 2 kg era mai rea. Așa, adică acum 4. Pe bune, adică făceam așa chestii, nu? Bă, acum n-am energie să fac nimic. Ieri, de exemplu, mă rugam la Dumnezeu să nu mă ia în mașină. Aveam impresia că mor, că nu știu, aveam impresia că îmi cedează inima. Bă, acum 2 kg parcă aveam genele mai frumoase. Bă, da, să știi că noi nu mâncăm doar de dietă, mâncăm doar frunze, chestii de astea și automat suntem leșinate și mai ales că filmăm și la 3 dimineața pentru voi ca să putem să facem și alte treburi pe lângă. Na, în fine, nu suntem aici pentru voi. Nu uitați de like-ul la mare. Dacă îmi faci așa, eu pic, adică la modul.
Nu uitați de like-ul la mare, ne ajută foarte, foarte mult. Și hai să numărăm când cinci. Haideți, familie, 5 secunde, da? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Like, familie, vă iubim și vă mulțumim. Și am înțeles că aveți ceva cu bătutul meu din palp. Bă, trebuie să mă dezobișnuiesc. Mai simte cum am apucat de vloguri că făceam așa. Dar nu știu de ce. Nu, deci foarte multe mi-a zis, de ce stă tine așa? Vrea să pară senzuală? Da, da, și ea săraca avea un tic. Era un tic. Asta pe neta căuta, oare ce să fac să mă dezvăț, în fine. Haide să intrăm în subiecte. Tatălui Nicos și Nicos au fost împreună cu Mona. Oare au împărțit aceeași femeie? Din câte am înțeles, Nicos nu a avut mare treabă cu ea. Cei doi s-au ocupat, probabil, sau așa. Dar Mona a avut o treabă cu tatălui Nicos. O și înțeleg de ce, pentru că este mai mare, pentru că este mai mă, într-adevăr că tatălui Nicos e un bine. E adică, bine, n-ai ce era în formația LG, adică eu știu formația. Scrieți în comentarii, vă mai aduc aminte de formația LG, mai eu nu știu dacă mi-aduc aminte, că era foarte mic, eu am 21 de ani. Eu mi-aduc aminte, ia sună-l pe tata și întreabă, la auzi tata, îi spun eu că știu. Problema este că pe Mona nu o cheamă Mona și Mona nu vine de la Monica sau eu știu ce. Eu am crezut că vine de la Monica. Nu, Mona vine de, la Lavinia, mă rog, în propriu spus, pe ea o cheamă Lavinia. Mona! Scrieți în comentarii, Mona vine de la Lavinia, real. Da, când spui că ești sincer și intri în emisiunea aia să-ți faci o relație și oamenii să prindă încredere în tine, pentru că noi ăștia proști, ăștia care vă urmărim pe voi, noi vă îndrăgim pe voi în funcție de caracterul vostru și cum relatăm cu voi. Pur și simplu am zis că nu mă mai enervez, dar mă enervez. Trebuie frumos, ai glandere. Uite că mi se umflă asta la gât. Nu, deci de azi ne numim Virginela și Stropinela. Da, scrieți în comentarii Virginela și Stropinela și să numărăm de la acolo. Și acum să fac hai din caz, ce-ți face glanda? Crește. A întrebat cineva ce face glanda aici? De crește, doamne. Doamne ferește. Facem haz de necaz, cade, nu crește, Doamne ajută. Așa. Să vă rugați și pentru rea când aveți timp și dacă aveți binevoința, noi suntem aici și rugați-vă dimineața, seara, la orice oră, pentru că rea trebuie să facă bine. Mulțumesc, nu știu dacă o să mă opere sau nu, dar o să vă țin la curent. V-am zis, în momentul în care o să vedeți pe Etina singură pe vlog, înseamnă că eu nu sunt prezentă pentru că am un motiv. Am scutire medicală, am și nevoie de o vacanță. Cineva ne-a dat mesaj și ne-a întrebat când ne luăm și noi o vacanță. Nu știu, chiar nu știu. Nu, dacă e să rămân singură o săptămână cât te operez, tu o să fac vlog cu tati. Eu nu fac singur vlog, scrieți în comentarii. Și tata o să fie aici. Tatălui Nicos. Nicos? Ce înseamnă asta? Scrieți în comentarii, vezi vlog cu Tina și tată? Deja m-ați înlocuit, ca să vezi cât de perverse și par și voi. O să se numească Tina și tati. Tina și Eugen. Așa, haideți să continuăm. Deci de ce ați spus lucrurile astea? Doar ea știe, probabil are anumite secrete și lumea nu vrea să știe cum o cunoaște pe ea. Eu asta cred, în momentul în care ai un trecut sau faci chestii nasoale sau ai făcut chestii nasoale, nu vrei ca oamenii să știe numele, pentru că eu consider că și în clanurile astea și gangurile astea și așa mai departe de prin afară, mafioții ăștia au corecte, corect? Adevărat. Dar nu știi că cheamă Ion Dumitrache, Marius Constantin, Marius... Vasile Andronache, nu. Cum se mă peșador? Ionuț Dumitrache, Violel. Exact, exact. Asta zic, înțelegi? În momentul în care tu ascunzi anumite lucruri, tu nu vrei ca oamenii să știe numele tău. Din câte am înțeles, tatălui Nicos a avertizat-o pe Mona sau Lavinia, cum îi spuneți voi, în legătură cu trecutul ei. Nu, îi spune Mona, o cheamă Lavinia, așa continuă. Acum o chemau pe fata asta drăguță, dar a ajuns subiect de discuție în emisiune, adică ei se ceartă în fiecare zi pe tema asta. Au ieșit multe poze la iveală și cu Nicos și Mona, mă rog, Lavinia, și cu Nicos și Giovanni, Nicos și Giovanni, Doamne, și cu Mona și Giovanni, tatălui Nicos. Vă lăsăm pe voi să decideți să intrați pe Instagramul nostru Rea și în Oficial 2, să vă uitați la poze și să ne spuneți unde vedeți mai multă apropiere. Eu cred că Andreea și George. Sincer, măi, dar vă credeți că George și Mona sunt pe bune împreună, dar sau nu? Măi, eu merg pe premisa că fata asta de când a intrat în casă, într-adevăr, nu a greșit. Adică eu acum nu știu cu cine vorbește ea pe telefon, dar de când e în casă și vorbește cu el, eu nu am văzut mari lucruri. Dar în momentul în care ești cu cineva, trebuie să ții cont un pic și de lucrurile astea, pentru că oamenii ăștia nu sunt nebuni să iasă. Adică iese unul și vorbește, iese doi, iese trei, iese cinci. Înțelegi ce zic? Unul zice că ești prost, doi că ești prost, la al treilea încep și tu te gândești, bă, poate sunt prost. Adică, poate chiar am o problemă. Eu cred că se atrag, că sunt atracții fizice, dar în rest nu știu să zic despre ei. Da. În fine. Nicos a zis ceva de genul, tu pentru mine ești o dansatoare din centrul vechi care dansează pe 100 de lei și că gen nu s-a ținut el după ea. Acum știam și noi că Mona a dansat în centrul vechi pe 100 de lei. Sunt foarte multe fete care dansează pe 100 de lei. Dar nu e rău în asta. Nu, nu e ceva rău. Mulți oameni se gândesc așa, tu ai aproape 30 de ani, ai un copil acasă, ai un alt, adică nu multe femei ar vrea să-și dezvolte corpul sau chestii de genul în condițiile în care au un copil. Dar sunt și mai multe excepții în această emisiune. Este o meserie, până la urmă, și aia e treaba aici ce face, dar și Nicos a atacat-o duruleț. Da,
într-adevăr, că am atacat un pic dur. Da, dar și Mona. Da, dar eu nu știu, între noi fie vorba. Eu nu știu exact ce a fost între ei. Înțelegi? Pentru că mi se pare că sunt chestii pe care nici ea nu le spune și nici el nu le spune și așteptăm să explodeze de undeva. Cred că a fost ceva neterminat între ei, sincer să fiu. Artificial. Scrieți în comentarii cu cine țineți, cu Mona sau cu Nikos? Cu cine ții? Nu pot să țin cu cineva în momentul de față, adică sunt încerc să fiu un pic imparțială, pentru că nu știu exact ce se întâmplă, ce e la mijloc, dar din ceea ce văd până acum, dacă ar fi să iau așa, eu cred că Mona are un pic de vină. Adică un om când a mințit cu o chestie cu lejeritate, automat minte și cu alte lucruri, cu la fel de multă lejeritate. Înțelegi ce spun? Da, din câte am înțeles, tatăl lui Nikos a făcut un live împreună cu Nikos acum 2 zile și a spus că ar spune foarte multe lucruri despre Mona, dar are respect față de familia și de copilul ei. Da, foarte frumos, un răspuns foarte frumos. Frumos, este un om educat, este un om educat, este un om care are cuvintele la el, știe ce să spună, știe cum să reacționeze, are școala vieții. Foarte frumos și cred că îl învață de bine pe Nikos. Nikos ar trebui să iasă și să spună adevărul. Mie mi se pare corect pentru noi, pentru toți susținătorii lui, să iasă și să spună adevărul. Băi, eu și fata asta așa sau eu și fata asta așa. Dar trebuie și Mona să vină cu argumente, cu dovezi. Nu va face lucrurile astea niciodată, Mona. Îți spun de pe acum. Și pe lângă faptul că am înțeles că vezi, Doamne, mai nou în casă, Mona este regele și restul sunt soldați, adică restul fetelor. Nimeni nu face nimic altceva decât ce spune Mona. Mi se pare Alexana, mai țin minte? Exact, mi se pare foarte greșit fetelor, pentru că voi o să ieșiți una câte una, câte două, câte trei, câte patru, câte și câte așa și nu faceți decât să-i faceți jocul Monei. În cazul în care ascultați acest vlog, ascultați-mă pe mine că vorbim de atâtea sezoane despre această emisiune și nu am ratat niciodată un concurent. Adică la... Nu am ratat niciodată un concurent. Adică vă avertizăm. Cam știm cine este și o să vă treziți în față într-o zi, nu pe greșeala voastră, pe greșeala Monei, pentru că a plecat urechea din... Doar pentru că joacă teatru la Mona. Scrieți-vă în comentarii cu cine țineți, cu Nico sau cu Mona, așa să numărăm mai întâi. Hai, 5 secunde după continuăm cu această concurentă nouă care a atras atenția lui Cristian, de fapt e invers. Așa, acesta a gătit, de fapt a gătit găbiță. Este o poveste foarte, foarte complicată. Hai să numărăm, aveți acum 5 secunde. Dați un like pentru Rea și pentru că noi filmăm la ora 3 dimineața pentru voi. Vă iubim, așa, și pe Facebook, în partea de jos găsiți dieta noastră, găsiți merchandise-ul nostru și haideți să numărăm pentru că trebuie să vorbim și despre și hashtag? Hashtag ne mascăm mincinoși. Repede comentarii. Haide, numărăm? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Like, familie, vă iubim și vă mulțumim. Stop! Înainte de absolut tot ceea ce vrem să mai vorbim pe acest vlog, trebuie să vă mulțumesc pentru aceste mesaje minunate în care spuneți că eu am copiat fluturașul de pe trollerul lui Akebono. Că mi-am făcut fluturaș și jur că în momentul în care mi-am făcut unghiile astea nu m-am gândit, dar uite, mi-a rămas în minte. Eu cred că îți place de Akebono. Am primit, cred că, peste 2-300 de mesaje ieri și nu vreau să cred. Nu m-am copiat, nu știu, mi-a rămas în minte. Ia vină puțin mai aproape. Akebono. Ai o sclipire în ochi. De unde? Am o sclipire când mă văd pe mine, nu știu, de fiecare dată. Ai o sclipire în ochi când auzi de Akebono. Vedeți și voi, scrieți pe comentarii, nu-i așa? Bine, reuțule! Am bătut din palme, știu că m-a fost doar de mine, m-am abținut până acum, dar nu putea să mă abțin în continuare și hai să vedem care e treaba cu Bianca, concurenta nouă. Așa, Găbiță gătea, după Cristian a vrut să-l ajute, i-a luat locul sau ceva de genul. Această concurentă nouă a văzut că Găbiță era primul acolo și a zis că ea îl place foarte mult pe Cristian pentru că el gătește. Sanchi, nu a gătit, el a gătit Găbițul. Cristian dar... cu berica. Nu mai zice, mă, Cristian băia foarte mișto. Foarte bun. Mi-e place de el așa cum e, vă rog să nu mai zic. Vă rog din suflet să nu îl mai jigniți prin mesaje. Nu este vina lui pentru cum pentru cum arată. Nu. Nu, acum... Rea nu poate să fie serioasă. Măi, nu toți suntem perfecți. Noi am fost plinut, am slăbit. Eu port 41 la picior. Adică am Cristi avut... are un pic urechile mai mari. Nu am avut 90 ceva de kilograme. Calmați-vă. Nu mai fiți răi. Nu suntem perfecți. Dar în momentul în care voi ne trimiteți mesaje că el e Dumbo, și Dumbo... Și adică ne supărăm noi. Nu este ok pentru că și voi aveți nasul mare și eu am coșuri și... Că... Hai să fim oameni buni și nu mai zic ca o vacă. Dar n-am putut să mă abțin. Uite, de exemplu, și eu am defect, că mi se vede nodul ăsta aici pe care trebuie să-l operez. Nu, cred că ai un defect la cap, ar trebui să mergem la un psihiatru. Cred că glanda mi-a afectat și creierul. Dar știi că e chestia asta de pierdere de memorie, obosești, faci atacuri de panică, ai stări de anxietate, sunt mai multe lucruri, știi? Și poate mă gândesc că da, mi-a afectat creierul. Așa că vă rugăm, nu mă faceți mișto de el, pentru că este un băiat foarte simpatic. E, nu știu, mie vine să râd când îl văd. Cu el, nu de el, cu el da, dar concurenții au spus că este o strategie și că de fapt ea nu-l place pe Cristian, dar a venit hotărâtă să fie cu Cristian pentru fanbase-ul lui. Sau al surorii lui, mai bine zis. Da. Scrieți pe comentarii, voi credeți că această concurentă nouă, Bianca, care are același nume ca și sora lui Cristi, a venit pentru urmăritori? Băi, dacă este...
Scrieți în comentarii, bingo Tina! Cum o cheamă pe soția ta Bianca Comănici? Cum bingo o cheamă pe sora ta Bianca Comănici? Da! Bă, eu cred că dacă ea l-a văzut doar pe Cristian lângă Găbiță și Găbiță este un băiat frumos, înseamnă că ea a venit special pentru ceva, sincer să fiu. Da, pe asta au spus și concurenții, că a venit focusată pe urmăritori și chestii de genul. Am înțeles că și ea este dansatoare, nu știu, are 26-27 de ani, ceva de genul. Iubita mea, cum ai venit așa să zici? Dar nu înțeleg, toate sunt dansatoare de acolo, adică mă rog, majoritatea. Mă, le-a ales bine Hussein, am înțeles că este o legătură foarte apropiată între ei. Eu cred că lui Hussein îi plac dansatoarele. Hussein, în primul rând, trebuia să ne spui și nouă înainte că ți-ți plac dansatoarele și că în sezonul 3 Puterea Dragostei o să avem numai dansatoare. Vreau să zic eu și mai ce. În fine, băi, am înțeles că Hussein se înțelege. Nu, că și el au dansat înainte de... Din câte am înțeles, Hussein și stafful se înțelege foarte, foarte bine cu toți concurenții și că ies cu ei la club, la berică, la una alta. Da, sunt cu fetele la club acum, din câte am înțeles. Acum, la ora 3 dimineața, Hussein și mai mulți băieți din staff și fete sunt cu fetele la club. Vă dați seama cum sunt băieții? Cât de geloși sunt că ei nu sunt și ei. Lasă că stau acolo, beau între ei. Haideți să vă dau o bombă maximă. David și Andrada și-au oficializat relația. Felicitări! Mă fac că nu știu! Oh my God, nu pot să cred! Nu pe bune! Mă bucur pentru ei. Uite, foarte mult. Spuneți că David este un băiat foarte tăcut și chestii de genul. Într-adevăr, este un băiat timid, dar este un băiat respectos, care o respectă foarte mult pe Andrada și se înțeleg foarte bine. Din perspectiva mea, eu cred că ar trebui să le dăm o șansă și să credem un pic în cuplul lor, pentru că poate este genul ăla de cuplu Viorela și Ștefan. Exact, da. Poate este genul ăla de cuplu. I-ați iubit foarte mult. Eu zic că și ei merită o șansă, merită și ei votați, merită susținuți, pentru că până la urmă nu au făcut show și totuși s-au atras și vorbesc în fiecare zi și s-au îndrăgostit și chestii de genul. Adică nu trebuie mereu să votați omul care face cel mai urât în emisiunea aia, sau e cel mai vocal, sau înjură cel mai mult, sau e, nu știu, de contact, sau are un trecut, sau își arată în continuu picioarele, sau chestii de genul. Trebuie să votați și oamenii care sunt mai simpli, adică faceți un pic abstracție de... Într-adevăr, când mergem pe stradă și se pot două persoane, trecem mai departe, dar când e unul care țipă la una, ne oprim și ne uităm. Din câte am înțeles, aceștia s-au sărutat în emisiune, deci avem încă un cuplu! Transcrizește! Scrieți pe comentarii, voi credeți că David și Andrada se potrivesc, da sau nu? Bă, mi se pare că se potrivesc, mi-mi place foarte mult de Andrada, este o fată simplă, o fată sinceră, care văd că nu vrea să apare în față ca să dea cine nu e. Mi se pare o fată foarte locuită. Într-un viitor vlog o să vă povestim mai multe despre ea și despre viața ei. De fapt, la toți ar fi bine să le facem așa, dar nu despre trecutul lor. Mă refer la familie, la prieteni, la chestii de genul. Mona a comentat răutăcios la adresa celor doi, pentru că se pare că David este mult prea fetiță pentru Andrada. S-a găsit Mona, de ce spui tu despre că este fetiță? Nu, în primul rând nu ai niciun drept pe lumea asta să-ți dai cu părerea despre vreun iubit de-al vreunei prietene, cunoștințe de-ale tale. Tu ești persoana care decide pentru tine și restul decid pentru ei. Ca femeie matură ce ești, ar trebui să știi lucrurile astea. Ca femeie matură care a intrat în Casa Puterea Dragostei și a spus că nu mă îndrăgostesc repede și a doua zi avea cuplu cu George. Adică tu îți dai cu părerea, mă, pe bune, acum cum poți să spui că este o fetiță David? Dar nu este ok, nu este ok, indiferent. Stai puțin, Tina, nu vreau să pare că noi avem ceva personal cu fata asta, doar că mie mi se pare că un pic exagerează, adică se bagă niște chestii unde nu este locul, absolut deloc. Am înțeles că Nico s-a intervenit între ei. Dar să vorbim despre un subiect mult mai interesant, David și Bianca Comănici se știu din România. Nu știu în ce fel, de unde, există o poză cu cei doi. Ideea este că ea este blondă, adică poza este făcută de acum mult timp, acum 4 ani. 2 ani, 3 ani. Acum 3 ani este făcută poza, pentru că Bianca a intrat roșcată acum 2 ani, dar cam aproximativ 3 ani, 2 ani jumătate de 3 ani. Oare Bianca l-a ajutat pe David să intre în Casa Puterea? Siguranță. Am înțeles că, vezi, doamne, în emisiune a făcut un fel de strategie, că ar fi intrat niște preferați prin niște cunoștințe. Băi, sincer să fiu, nu știu lucrurile astea. Pe pile, gen. Da, pe pile. Oarecum pe pile, să zic așa. Dar e normal că și în sezonul trecut au rămas pe pile. Gen, pe amenințele au rămas. Dar puțin că și Raluca Munte sezonul trecut a băgat 4 concurenți în emisiune și tot așa. Adică s-au ajutat unii pe alții. Nu este o chestie normală. Adică nu trebuie să fiți răutăcioși că ceilalți au intrat cum au intrat. Băi, din punctul meu de vedere, ăsta este cel mai bun sezon Puterea Dragostei și le bate pe bune la fund și-ți vorba aia pe toate. Până acum. Deci sezonul 3 o să rupă audiența. Haideți să numărăm până la 5, după continuăm cu Mariana, care s-a apropiat de un băiat din Casa Puterea Dragostei. Wow, Mariana! Al cuplu, wow! Care caută perfecțiunea! Da, parcă Ronaldo de România! Nu există perfecțiune, draga mea, nu există un bărbat perfect pentru tine. Într-o relație, oamenii au plusuri și minusuri. Dacă tu poți să treci peste acele minusuri și să le faci plusuri, vei avea o relație fericită. Mie mi se pare că este puțin prea sclifosită, Mariana.
Prea gen, nu-i convine nimic. Orice bărbat care vine nu știe să spună: bă, nu-mi place de tine, nu-mi place fața ta. Ia, nu-mi place gestul tău, parcă nu faci bine, parcă nu gătești bine, parcă pielea ta nu este fină. Dar ce ești, lăutar? În fine, foarte urât ce face Mariana. A fost o fază foarte interesantă în emisiune. După ce Nicos i-a dat inelul Alexandrei, știi că Alexandra are un inel de la Nicos, s-a trezit Mariana în aceeași zi să poarte și ea brățara de la Nicos. Eu am impresia că ea nu îndepărtează definitiv oamenii ăștia, mă rog, băieții ăștia din jurul ei, pentru că totuși vrea să se simtă dorită și totuși nu vrea să-și taie toate șansele cu toată lumea, în cazul în care va fi nevoită să-și facă un cuplu, cum a fost sezonul trecut, când fetele la sfârșit toate au vrut să-și facă relație, mai știi? Ăștia au început de acum. Da, pentru că este premiul ăla, ce să facem cu 1500 de euro și mie mi-ar sta bine cu 1500 de euro în portofel acum, nu e așa? Eu de ce n-am 1500? Poate am. Din câte am înțeles, vă dau eu bomba. Mariana s-a apropiat foarte mult de, scrieți pe comentarii cine este băiatul de care s-a apropiat. Abă că de e, că e jiclă mână, apă că... Băi, Mariana, deci nu poți să zic, păi ăsta era, parcă vorbea cu altă fată, mi se pare absurd. Abă că de e, că e jiclă mână, Paul! De Paul s-a apropiat Mariana. Bravo. Bă, vă vine să credeți. Da, dar a spus că pentru ea contează foarte mult înălțimea, este un factor foarte important. Paul a avut la rândul lui o discuție cu Adriana, sora Alexandrei, și am înțeles că au încheiat orice, adică cei doi chiar nu mai vorbesc. Am zis că au avut o discuție pe Instagram sau ceva de genul. Wow, este foarte mișto să te desparți pe cameră. Bună, iubi, bye. Gata, îți dau papu, îți dau șcarfi. Cum șcarfi? Șcarfi. Cum e aia? Cum spunea aia Denisa la iubire? Este o iubire de acum două sezoane cu șcarfi. Șcarfi, pa, 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 iubire. Băi, scrieți pe comentarii, voi credeți că Paul și Mariana se potrivesc? Da, sau nu? Mi se pare că toți încearcă să facă cuplu. Mă, dacă nu sunteți obligați să faceți cuplu dacă nu vă place de cineva, nu trebuie neapărat să stăriți pe persoana aia, să vă ocupați din prima zi cum a făcut Mona. Stai puțin, sau poate oamenii ăștia au stat o perioadă lungă de timp singuri și acum sunt pregătiți să-și facă o relație. De ce? Excepție Mona, care avea bărbat acum două luni și a refuzat să apară în clipuri de muzică. Zici tu. Eu așa, uite, de exemplu, eu acum sunt pregătită să-mi fac o relație după un an și ceva de stat singură în care nu am vorbit, nu am avut date, nu am avut cu nimeni. Ești pregătită, da? Da. Și dacă vine un băiat în fața ta acum, nu-l cunoști decât prin ce ai auzit tu și te rusc din prima oră? Nu, asta nu. Păi te rog frumos, asta am spus eu. Nu, mai întâi, trebuie să te cunoști. Mai întâi e control de carii, de respirație, de... Ce faci? Ce ai făcut? Unde lucrezi? N-aș putea niciodată să fiu cu un om așa. Adică... Asta e că se bate cap în cap, ai spus că nu contează, ba, zic, nu contează că și-au făcut din prima relație. Uite, într-adevăr, este greșit că și-au făcut din prima zi sau a doua zi, dar nu era nimic anormal să-și facă după o săptămână, două, pentru că mă gândesc că ei poate au avut foarte mult timp. Uite, sunt oameni care rămân împreună. Uite, de exemplu, eu în fosta mea relație am vorbit două săptămâni, după ne-am mutat împreună și am rămas 3 ani. Înțelegeți voi? Da, adică... ai șoat. Adică a fost o relație șoată. Dar nu faceți careia. Nu, mai bine cunoști un om foarte, foarte bine și te mulți cu el când simți, să mă duc că ești pregătit. Păi am simțit. După două săptămâni, mama rea te bat să mori. Așa, Mariana s-a apropiat de Paul, v-am povestit ce s-a întâmplat. Atât. La final, dragilor, începem cu un alt subiect. La final s-a pus un material de când Alexandra vorbea de pe data de 26 luna trecută cu Gabriel. Gabriel a fost un concurent din sezonul 2. Care are iubit în România? Da, eu nu înțeleg, da, foarte interesant. Nu este primul băiat cu care vorbești. Mai am niște conversații în telefon cu alți băieți cu care vorbești pe care vrei să-i vezi, dar nu o să dau drumul la ele, nu e treaba mea. Dar știi ce i-a spus Gabriel? Poți să zic eu, te rog? Da, te rog. Din cauza ta sunt aici. Hai, vino mai repede, măcar până plec eu. Adică din cauza ta. Wow. E datorită ție că s-a făcut un bine, gen, când faci urmăritor pe Instagram. Gabriel, te pupăm cu ocazia asta. Gabriel este prieten cu noi. Îl salutăm, îl pupăm cu drag. Nu știam că îți plac genul acesta de fete. Poate facem un vlog cu Gabriel. Nicos nu a comentat nimic. Uite câte rateuri de Nicos. Nicos n-a zis nimic. Păi dacă o făceam iubita mea așa, eu făceam urât de rău. Acum nu știu să cred, o place prea tare, trece peste, că n-a fost în momentul în care vorbea cu el, dar chiar și așa femeia trebuie să spună: băi, eu am intrat în casa asta pentru băiatul ăsta. Dar scrieți pe comentarii ce părere aveți voi, care iubește mai mult în relația asta, Nicos sau Alexandra? Eu cred că Nicos e mai atașat un pic de ea decât Alexandra. Da, mi se pare foarte ciudat, el nu pare un băiat rău, acum nu știu, lăsați-vă în comentarii cum vi se pare. Următoarea zi Nicos a fost foarte tăcut și se simțea în plus, se simțea folosit de Alexandra, te cred și eu. Credea că totul este plănuit de acasă, în zilele libere. Ea a fost foarte seacă cu el. Și după ce a făcut el? Prin mesaje. A fost foarte seacă prin mesaje. Țin să nu interpreteze că cei doi s-au văzut, că nu s-au văzut de la acasă. Așa, după ea s-a despărțit de el prin mesaje. Ia de el? Da, și după s-a împăcat pentru că tot el a căutat-o. Mamă, ce urât! La nivelul 2. Urât!
Alexandra a fost criticată dur de restul băieților. Bravo, băieți! Bravo, sunteți o comunitate! Sunteți o comunitate, sunteți un întreg, bravo! Măcar voi să comentați, bă, dacă omul o place. Nu poți să-i faci nimic, că și eu dacă m-aș îndrăgosti, dacă mi-ar zice omul ăla să stau într-un copac, probabil aș sta într-un copac. Eu nu aș sta într-un copac. Dacă omul ăsta îndrăgosti, mă, ce să-i faci? Că dragostea asta, când te îndrăgostești, nu ții cont de categoria socială, de ce a făcut omul ăla în trecut, de nimic, te îndrăgostești. De asta nu ții cont, dar ai și tu orgoliul tău, că nu poți să te desparți de mine azi și mâine să te caut tot eu. Asta mă, că te lași pe locul 2. Eu nu cred în asta, eu sunt foarte strictă cu relațiile mele, nu există. De asta e sigur. Pentru că nu pot să mă conformez la cum sunt băieți în ziua de azi. Mare parte. Mă scuzați, dar nu toți. O să-ți blurez acel cuvânt oricum, adică e blurat. M-ați înțeles. Nicos, haideți să continuăm cu o chestie foarte interesantă. Nicos și Mona s-au contrazis iar în emisiune. Se pare că cei doi nu se opresc din acest război. Eu am înțeles că practic Mona a intrat în emisiune pentru că a fost ajutată oarecum de Nicos să intre în emisiune. Cei doi, vezi, doamne, se înțelegeau ca frații, dar în emisiune se pare că aceasta și-a arătat adevărata față și l-a trădat. Și de asta probabil cei doi se ceartă, pentru că, bă, ne știm de dinainte, am hotărât să intrăm împreună în emisiune. Bine, nu ca și cuplu, dar să ne căutăm jumătatea această emisiune, eu te ajut pe tine să intri și tu ce faci, cum te porți cu mine. Așa. La fiecare chestie pe care o fac și pe care o zic, tu comentezi, ai ceva de comentat, nu mi se pare normal. De câte am înțeles, Nicos i-a spus că a venit pentru bani în emisiune, clar. Bă, dar acum cine n-a venit pentru bani? Hai fi serios, da. Nu mai fiți răudăcioși, sau pentru Instagram. Am transpirat. Și eu. Hai să numărăm, da? Zi partea cu numărată. Câtă răbdare cu mine, ce-mi place. Așa. Dar ce bărbactul ăsta răbdare cu tine? Deci numai, eu am așa o stare, sunt foarte agitată. Aveți 5 secunde să dați share pe Facebook, like și comment. Uitați toate dovezile din vlogul de azi. Am zis cu dovezile, am zis cu dieta. Le veți găsi așa pe Instagramul Reașina Oficial 2. Haideți să numărăm, este încheierea vlogului. Vă pup, vă iubesc. Puneți vlogul ăsta la story pentru că o să vă repostăm. Nu uitați să ne dați tag și ce altceva, nu știu. Scrieți pe comentarii hashtag de mască mincinoși sau iubim Reașina. Ce vreți voi? Hai să numărăm, da? Cu mincinoși și Scooby-Doo. Unde ești tu? Ce să rămân pe engleză, hai! Adevărat, zici că suntem chip și de el, cum ne-a zis Nicky. Și de apreciat, nu am mai bătut din palmeaz. De apreciat, decât o dată. Nu, la bază din brețarea, nu știu, mă deranjează psihic, dar nu da jos, că e de la Nicky, hai! Haide! 5, 4, 3, 2, 1, 0! Like, familie, vă iubiți, vă mulțumim și nu contează la ce oră vedeți vlogul, să aveți o zi sau o seară la fel de frumoasă ca voi și ca mine. Sunt sexy mama, care e problema ta? Sunt Dolce & Gabbana, te rupe muzica mea. E un trending, tu un training. Știi că stilul meu la fraier e alergic. Sunt sexy mami, mami, știi că sunt feblețea ta. Te rup la money, mamani, dacă ai greșit cu ceva. Stai tranquila, că porți fila. Și de la poartă te răscați când nu vezi vila. Da, 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 îmi place așa. Cu tine sau fără tine îmi fac viața. Da, 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 du-te viața mea, du-te. Tare, 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 cum ai plictisit deja. Da, 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 îmi place așa. Cu tine sau fără tine îmi fac viața. Da, 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 du-te viața mea, du-te. Tare, 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 că m-ai plictisit deja.